După 10 de ani, strada Walter Mărăcineanu din Sinaia a devenit în sfârșit o stradă modernă pe care se poate circula civilizat, spre bucuria locuitorilor din zonă. Lucrările de modernizare și reabilitare sunt aproape de sfârșit. A fost reabilitată rețeaua de apă și canal, au fost puse borduri, a fost turnat asfalt pe carosabil, iar acum muncitorii lucrează la trotuare. Au fost prea mulți ani în care ne-am chinuit, dar acum e foarte bine. Cam câți ani? Păi la anii care i-am eu, deci de o viață numai așa am pomenit strada nefăcută. S-a mai pus pietriș, iar un stradă pietriș. Oricum, trebuie să aducem mulțumiri celor care s-au ocupat de treaba asta și care s-au îngrijit să ne salveze și pe noi. Pe strada Walter Mărăcineanu se circulă acum în condiții bune, chiar dacă lucrările nu s-au terminat.